Mulțumim și discutăm pe această temă cu invitații orei, doamnele Diana Mardaroviți, consilieră PNL la Primăria Capitalei, și Adina Săniuță, senatorul USR, și de asemenea în legătură telefonică directă cu noi domnul Gabriel Zetea de la PSD. Le mulțumesc tuturor că au acceptat invitația noastră. Și aș începe cu doamna Mardaroviți. Se spune că partidele au lucrat-o, ca să spunem așa, pe Diana Șoșoacă. Dacă e să ne luăm după ce arată sondajele, după datele pe care le avem în acest moment, cine și ce ar avea de câștigat în mod concret, dacă se pune problema așa, din punctul dumneavoastră de vedere, doamnă? Partidele la plural care ar avea de câștigat sunt doar două, PSD și AUR. Aici cred că e clar și nu vreau să insult inteligența nimănui, să așa a telespectatorilor noastre, să încep să le explic de ce. Marcel Ciolacu va ajunge președintele României doar dacă îl contracandidează un extremist. Am avut același exemplu atunci când a câștigat Ion Iliescu împotriva lui Corneliu Vadim Tudor. Dacă ne uităm pe voturile membrilor Curții Constituționale, vedem că preponderent judecătorii care au fost numiți de PSD au blocat această candidatură. Dincolo de opiniile abjecte ale Dianei Șoșoacă, și le consider și eu abjecte, excluderea unui candidat de la cursa electorală este un atac asupra democrației, cert. Este impardonabil și chiar zilele trecute spunea un membru PSD, un lider PSD, cum că acesta este noul PSD, că oamenilor le-a fost frică în trecut și votau orice, mai puțin PSD, pentru că PSD-ul vechi era într-un fel, era dictatorial, controla justiția, controla tot, dar iată, vedem acest PSD reformat. Din păcate, atunci când au simțit că pot pierde puterea, au folosit metode vechi și au excludat pe Diana Șoșoacă, nu face decât următoarele lucruri: să-i dea mult mai multe voturi partidului ei în Parlamentul României, pentru că e clar că absolut toți votanții sunt acum, au devenit militanți, au devenit mult mai motivați să iasă la vot. Și n-au făcut decât să seteze un precedent extrem de periculos în România, așa cum ați spus, în 34 de ani nu s-a întâmplat niciodată. Și nu cred, pentru că acel sistem de liste este unul tâmpit și imperfect și trebuie să-l schimbăm, nu cred că listele au fost verificate cu atâta, dedicație în cazul tuturor candidaților de-a lungul celor 34 de ani. Vă aduc aminte că la Primăria Capitalei, când și-a depus candidatura, a fost exact aceeași situație. Din fericire, atunci, efectiv, toate partidele au spus: nu o excludem pe Diana Șoșoacă, creăm un precedent periculos. Și nu i-a fost respinsă candidatura. Sunt dezamăgită că PSD a ajuns să folosească metode Dragnea. Bun, înainte de a da dreptul la replică reprezentantului PSD în această discuție, doamna Săniuță, v-aș mai întreba totuși dacă e vorba într-adevăr de o greșeală a Curții Constituționale, așa cum observă foarte multă lume, pentru că nu avem încă motivarea. Poate motivarea ne va lămuri exact despre ce este vorba și poate judecătorii de la Curtea Constituțională știu ceva ce noi nu știm. Dar dincolo de asta, a da o decizie și fără motivare până la urmă și a lăsa atât de multă lume să speculeze într-un mod periculos decizia Curții Constituționale, nu are cum să nu afecteze imaginea acestei instituții, care și așa deja are foarte multe bile negre, dacă putem să spunem asta. E o instituție care de foarte multe ori a luat niște decizii discutabile și fără să ofere o explicație valabilă ulterior, pentru că nimeni nu poate să conteste o decizie a Curții Constituționale, asta spune legea până la urmă. Și sunt din ce în ce mai multe voci care spun că acest lucru ar trebui să se schimbe, că modul de funcționare al Curții Constituționale ar trebui să se schimbe pe viitor. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui să se pună problema, doamna Săniuță, în condițiile în care, iată, a fost vorba de doamna Șoșoacă, dar putea să fie vorba de candidata dumneavoastră?
Putea fi vorba de oricine, dar hai să întrebăm așa. Curtea Constituțională nu este un organism de la colțul străzii. Nu poate spune că face niște greșeli și după aceea le repară. Și oricum, tot anul am asistat la astfel de greșeli pe care fie PSD, fie PNL, fie Coaliția de Guvernare le-a făcut și după aceea au ieșit în față și au spus că ei nu au făcut. Pe principiul acela, nici usturoi nu au mâncat, nici groanele miroase, însă asta vedem acum. Deci nu există o greșeală aici, este un caz concertat, astfel încât să asistăm la o denigrare a democrației. Și vă dau un exemplu. În Iran există un consiliu de înțelepți, se numește Consiliul Gardienilor, care decide cine poate candida. Și cam așa se pare și acum că au făcut, astfel încât doamna Șoșoacă să nu aibă acest drept de a candida. Cu siguranță noi nu suntem fanii doamnei Șoșoacă, avem valori total diferite. Noi suntem pro-americani și nu pro-Putin. Am avut ocazia să și lucrez cu ea în Parlament și știu cât de mult scandal făcea pe orice subiect, însă asta nu înseamnă că noi putem da dreptul la a candida. Ceea ce s-a întâmplat acum este clar un joc al unui clan, al clanului PSD și chiar și PNL, pentru că vedem că sunt două doamne care au lipsit de la această ședință prin reprezentare și au fost pus domnul Iohannis. Practic, vedem un joc al unui clan politic care vrea să pună mâna pe putere, care vrea să rămână în continuare la cârma țării și să o distrugă, așa cum au făcut sistematic de 35 de ani. Și acum ni se arată adevărata față a celor care conduc țara în acest moment. Și mi se pare că este și frică până la urmă, pentru că simt că pierd puterea din mână și atunci fac orice, chiar dacă nu este nici moral, nici legal, să rămân acolo. Domnule Zetea, sunt convinsă că aveți un răspuns pentru ambele acuzații, dar v-aș mai întreba și eu mai mult o întrebare retorică. Ce nevoie ar fi avut PSD totuși de un astfel de scandal, de un reflector deasupra lor în momentul acesta? Hai să începem cu începutul. Partidul Social Democrat nu are absolut nicio implicare în deciziile Curții Constituționale. La Curtea Constituțională sunt numiți judecători dintre foștii procurori generali ai României, judecători. În ultimii ani de zile, judecătorii care au fost primiși la Curtea Constituțională au fost votați și de PSD, e adevărat, dar și de PNL. Cei care au votat această hotărâre de neacceptare a candidaturii doamnei Șoșoacă au fost votați de către Partidul Național Liberal în plenul Parlamentului României. Acum, asta unul la mână, doi la mână. De principiu, Partidul Social Democrat susține evident că lupta politică trebuie să se dea la vot, în fața românilor. Exclus intervenția justiției de orice fel. Și noi am fost principalii campioni ai îndepărtării justiției de câmpul de luptă politic. Și atunci când au fost dosare aduse în campania electorală, am fost cei care am protestat. Iar acum să se speculeze o decizie a Curții Constituționale, care, repet, nu are absolut nicio legătură cu Partidul Social Democrat, de către contracandidații lui Marcel Ciolacu, doar pentru a încerca să provocăm un scandal care nu are nicio legătură cu PSD, este evident o speculație politică și arată lipsa de maturitate a partidelor de dreapta. Pentru că vedem în primul rând PNL și USR, sunt cele două partide care în acest moment s-au transformat în cei mai mari susținători ai Dianei Șoșoacă. Asta arată o lipsă de maturitate, fără a vedea... Bine, dincolo de asta, domnule Zetea, vorbim despre un candidat care întâmplător e doamna Șoșoacă, putea să fie domnul Ciolacu. Da? Păi, și să se întâmple, să se dea o astfel de decizie, pur și simplu, că așa au vrut cei de la Curtea Constituțională și fără să ne dea nicio explicație. Eu vă spun că nu i-ați fi văzut pe liderii de la PNL și de la USR sărind și apărându-l pe Marcel Ciolacu dacă ar fi fost invalidat de Curtea Constituțională. Ne-au demonstrat aceste lucruri PNL-ul și USR-ul în ani de imediat. Nu i-am văzut. Imediat, doamna Mardarovici, vă rog, domnule Zetea. Doamna Mardarovici, aveți puțină răbdare, vă rog, puțin. Domnule Zetea, vă rog. N-am văzut sub nicio formă nici PNL-ul, nici reprezentanții dreptei de niciun fel în 2009, când nu s-au renumărat voturile, de exemplu, pentru Mircea Joană, deși existau motive suficiente a dat decizie Curtea Constituțională, nu numărăm. N-a protestat nimeni, deși era evident. N-am văzut pe nimeni la referendumul de demitere lui Traian Băsescu spunând, domnule, dar nu-i legal să dați voi Curtea Constituțională errata prin care să-l faceți președinte pe Traian Băsescu. Dar noi, Partidul Social
social-democrat am acceptat acele decizii. Am arătat maturitate politică. Pentru că doar respectând deciziile justiției și atunci când îți plac, și atunci când nu îți plac, înseamnă că respecti statul de drept. Altfel, până nu vedem o motivare a Curții Constituționale, nu cred că e normal noi ca și politicieni să ne pronunțăm. După, dacă este o încălcare evidentă a dreptului cuiva să candideze, cu toții trebuie să protestăm și cu toții trebuie să ne unim într-o reformă a Curții Constituționale, dacă există în acest moment un abuz. Dar în primul rând, haideți să așteptăm să vedem acea motivare. Doamna Mardarovici, vă rog, doreați să interveniți, vă rog. Amuză, domnul Zetea, când aduce în discuție lucruri care absolut n-au nicio legătură cu ce acest precedent care până acum nu s-a mai întâmplat în România în 34 de ani, că nu s-au mai renumărat voturi, inclusiv acolo unde a câștigat PSD la limită, nu este o surpriză în România, dar faptul că un candidat a fost exclus din cursă pe motiv de delict de opinie este o problemă. Faptul că și PNL a votat acești judecători e o mare... Aveți pretenția să vorbiți peste mine, că tocmai ați vrut să vorbim mai separat. Vă rog, domnule Zetea, nu se înțelege, vă rog. Domnule Zetea, vă rog frumos, lăsați-o să își termine ideea. Vă rog, doamna Mardarovici. Doar PSD are informații pe care nu le are niciun alt partid. PSD a știut cu 3 zile înainte, prin Dan Nica, în declarație oficială, că Diana Șoșoacă nu va candida. PSD știe și motivația curții și mai aveți pretenția ca cineva să nu creadă că aveți o implicare în această decizie? Este evident, domnul Zetea, pentru că întotdeauna se pune problema cine are de câștigat. Dumneavoastră aveți cel mai mult de câștigat, pentru că dumneavoastră, atunci când nu aveți un contracandidat reprobabil din punct de vedere etic, așa cum este domnul George Simion, nu puteți câștiga România. Și ați dovedit că da, la aceste alegeri trebuie să votăm orice, numai numă PSD, pentru că sunteți la fel. În atâția ani nu s-a schimbat nimic. Când simțiți că puteți pierde puterea, folosiți absolut toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție, așa cum ați făcut și acum. Dincolo de asta, din păcate, pot să vă spun că în ceea ce privește contracandidații domnului Ciolacu, este evident, chiar dacă nu-mi place, să venim la votul util. Iar din punct de vedere util, dacă nu vreți să ajungeți într-un tur 2 în care să nu aveți ce vota, trebuie să îl votați pe domnul Ciucă din turul 1. Bun, dincolo de a vedea mai departe... Imediat, domnule Zetea. Este o declarație, tocmai pentru că a fost pomenită domnul Nica. Este o declarație a domnului Nica, dumnealui încearcă să lămurească tocmai acea scăpare pe care a avut-o și care a fost extrem de comentată în platoul unei emisiuni. Dumnealui a spus cu o zi înainte de a-și depune candidatura Diana Șoșoacă. A spus că va fi mâine o mișcare interesantă și că doamna Șoșoacă se va retrage din cursă. Dumnealui a revenit și spune că de fapt era vorba despre altceva, că aflase de la Bruxelles din cercul Dianei Șoșoacă, de faptul că doamna Șoșoacă ar fi luat decizia de a nu mai candida în contextul negocierilor cu George Simion, deci ar fi vorba despre altceva. Și dincolo de asta, doamna Săniuță, stau și mă gândesc dacă putem să luăm în contextul în care nu întâmplător a făcut acea, a aruncat acea șopârlă, cum se spune domnul Nica. Păi, în cazul ăsta ar fi în defavoarea lui Marcel Ciolacu, faptul că proprii lui colegi ar ști dinainte, putem să interpretăm și așa, că proprii lui colegi ar ști dinainte că urmează să fie făcută o astfel de mișcare. Nu i-ar folosi domnului Ciolacu și atunci nu ar sta în picioare o teorie conform căreia dumnealui ar fi câștigătorul retragerii Dianei Șoșoacă. Doamna Sănuță. Aici sunt, să spunem, niște mișculații de tip piaristic, de PR, însă trebuie să ne amintim ceva, că nu în urmă cu ceva, în urmă cu ceva timp judecătorii Curții Constituționale erau pe la birouri, pe la PSD, și atunci nu putem să spunem că nu au nicio legătură. Acum se face din nou un scandal mediatic în care vor să iasă câștigători cu o motivație probabil de
2 lei, doar ca să arunce ceva în ograda alegătorilor. Și, de fapt, vedem, cum am spus, sistematic, acest partid lucrează spre defavoarea românilor și găsesc tot felul de chichițe legislative, astfel încât să arate că ei sunt dețin supremația în această țară. Însă, electoratul știe foarte bine că acest lucru nu mai este posibil. Fiecare român simte în propriul buzunar cum trăiește, vede când merge la spital ce condiții are și atunci nu mai putem să admitem astfel de reacții ale unui partid care, cum am spus, se crede stăpânul României. Sunt mult mai multe probleme și românii le simt. Avem șansa ca pe 24 noiembrie, pe 1 decembrie și pe 8 decembrie să schimbăm acest lucru și chiar să avem o țară în care o guvernare de dreapta și un președinte care nu are niciun trecut istoric de tipul PSD-PNL poate să iasă în față și doamna Lasconi aceasta. Noi trebuie să fim conștienți că nu avem voie într-o țară democratică să nu lăsăm oamenii să candideze. Și dacă nu îi lași, vine cu o motivație clară, care nu este atacabilă, pentru că ce fac acum, de fapt, ei vor să denatureze democrația. Domnule Zeta, vă rog. Deci, îmi pare tare rău că există politicieni care nu au abecedarul, până la urmă, democrației în România. Atunci când vorbim despre o decizie a Curții Constituționale, trebuie să vedem motivarea. Încă nu o avem. Nu putem să emitem judecăți de valoare, așa cum se întâmplă dumneavoastră în studio. Și dumneavoastră nu opriți, până la urmă, acest delir verbal în care se vorbească despre delict de opinie. Nu știm. Stați asta. Puțin, ne acuzați pe noi, domnule Zetea, să înțeleg? Vă acuz pe dumneavoastră că pe mine mă întrerup pe domnul ăsta să vorbesc, dar când doamnele din studio vorbesc despre delict de opinie și că asta a reținut Curtea Constituțională. Deci, dumneavoastră, ați înțeles că noi suntem cei vinovați, v-am dat ocazia de a vorbi și dumneavoastră și doamnele. Ce e în regulă aici? Când se spun neadevăruri pe un post de televiziune, ar trebui... Păi și aveți ocazia acum de a răspunde, domnule Zetea, tocmai vă ascultăm în timp real. În acest moment, Curtea Constituțională nu ne-a spus de ce. Am și zis înainte, dacă există o motivație neclară a Curții Constituționale cu toții, toate partidele, trebuie să ne dăm mâna să facem o reformă a Curții Constituționale, pentru că ăsta ar fi un atac la democrație, asta este poziția Partidului Social-Democrat și este una corectă, matură politic. Nu speculăm politic împotriva statului de drept, împotriva unei decizii, a unei instanțe de judecată, fără a avea toate elementele la mână. Apoi, doi la mână, domnul Nica a vorbit despre potențiala alianță pe partea suveranistă între domnul Simion și doamna Șoșoacă. Toată clasa politică din România și toată presa a vorbit în România despre întâlniri, negocieri care existau între Simion și doamna Șoșoacă. E acum ne facem că am uitat că exista această intenție de a unifica mișcarea suveranistă, astfel încât să rămână doar un singur candidat pe partea suveranistă și ăsta fiind domnul Simion. A existat aceste negocieri în acest sens. A vorbit și domnul Nica și e absolut normal, cred că cu toții am vorbit despre această potențială alianță. Apoi, mai departe, eu nu știu de ce Partidul Social Democrat se tot vorbește că ar fi avantajat. Eu tot spun de multă vreme, va intra într-un doi Marcel Ciolacu, da, va intra cu Nicolae Ciucă. Păi cum poate Nicolae Ciucă să-și dorească să devină președintele României dacă nu poate bate nici măcar pe Simion? În turul. Deci îl va bate, evident, domnul Ciucă pe domnul Simion, are 1200 de primari care stau în spatele său, un partid mare, marele PNL. Eu nu cred că marelui PNL e atât de frică de Aur și de George Simion. Bun, acum înțeleg că dacă George Simion, așa cum, conform unor scenarii, ar fi să intre în turul 2, că v-ar avantaja pe dumneavoastră cei din PSD, domnule Zetea, acolo lucrurile ar fi destul de greu de controlat, pentru că dacă am avea un astfel de scenariu, poate voturile din diaspora care s-ar fi îndreptat către doamna Șoșoacă se vor îndrepta către domnul Simion. Deci, până la urmă, ce avantaj ați avea dintr-un astfel de scenariu, dacă ar fi vorba de domnul Simion? Nu cred sub nicio formă că poate să se apropie George Simion de voturile pe care le va obține Nicolae Ciucă în turul unor alegerilor prezidențiale. Domnul Ciucă este suficient de bine așezat, are un partid mare în spate, are administrații locale în spate. Mai mult, eu vă spun că, acum strategic vorbind, Partidul Social-Democrat este dezavantajat de faptul că un
concurentul potențial, așa cum este Diana Șoșoacă, care ar fi luat câteva procente bune din votul, nu știu a cui, a tuturor până la urmă. Oricine nu câștigă doar dintr-o anumită zonă a electoratului. Deci în momentul în care sunt mai mulți candidați, cel care este pe primul loc este avantajat. Scoaterea unui candidat, așa cum este Diana Șoșoacă, dezavantajează candidatul de pe locul 1. Haideți să nu știu de ce atacăm democrația din România vulnerabilizând instituții ale statului. În primul rând, trebuie să vedem motivarea. Dacă motivarea este în regulă și o înțelegem cu toții, foarte bine. Dacă nu, atunci trebuie să trecem la reforma Curții Constituționale. Păi nu vă oprește nimeni, domnule Zetea. Știți, sunteți la putere peste tot și în Parlament și în Guvern, așa că puteați să faceți asta deja. Bun. Aș vrea să întreb ceva pe domnul Zetea. Foarte pe scurt, vă rog. Noi ne exprimăm opiniile aici la televizor, dar nu mai avem voie nici măcar la TV să ne exprimăm opinia. Domnule Zetea, ce urmează? Ne interesează să mai vorbim? Urmează închisori sau ce se întâmplă? Până la urmă avem dreptul să vorbim, pentru că suntem o țară democratică. Și dumneavoastră aveți dreptul să vorbiți și și domnul Zetea, presupun că și-a dat seama că a greșit, acuzându-ne pe noi, că nu lăsăm să vorbească, pentru că tocmai asta s-a întâmplat, tocmai și-a încheiat ideea. Deci, până la urmă, nu știu cum se susține o astfel de acuzație, dacă asta a fost la adresa noastră, domnule Zetea. Bun, punem punct aici acestei discuții.